Câteva texte de Ana Oravițan. Eme, who am I to love you? Timișoara, dacă ar fi să te alind, n-aș putea să-ți spun Timi. Știm amândoi că nu ți se potrivește. Îți voi zice Teme. Teme, nu știu dacă te iubesc fiindcă ești cine ești sau pentru că nu am de ales. Cât tupeu am să spun chestia asta așa pe nepusă masă, nu e duminică la prânz, ba chiar e un poem. Cine mă cred, drag Teme, să scriu poezie pe băncile tale? Poate vreun boem amărât? Șaizea! Mă plimb între bufnițe și cărți de nisip, mă uit la biblioteci ca la statui într-un muzeu de artă, sculptori români și de poezie și de teatru, English sculptors, Deutsche Bildhauer, sculptori științifici. Îi văd urmele de dalt ale lui Chivu. E așa de naiv să cred că m-ai lăsa la tine în atelier să mă joc cu șabloanele și marmura? O, Teme, ai grijă cu colesterolul. Îmi place să cred că sunt o picătură din sângele tău. Când pulsul îți accelerează, am plecat prima de la semafor. Când ai trepidații, un bou mi-a tăiat calea. Când merg spre casă, nu pot să aleg un drum preferat. Important e să mă conduci. Ridic frâna de mână. Vizualizez drumul ca un impuls electric printre nervii tăi stradali ce-ți circulă sub piele. N-am nevoie de GPS să-ți găsesc destinația. Teme, nu știu cu ce echipă ții și poate ar fi mai bine să rămână așa. Of, Teme, o întrebare mai am. Dacă mă iubești așa cum îmi spui prin codul morse al felinarelor pe lângă care mă plimb seara cu lana în urechi, dacă mă iubești așa cum spui, îți vine să crezi că aș putea să las mica Vienă pentru cea mare? Nici mie. Crezi în relații la distanță? Calvino. Tot de Ana Oravițan. Am vrut să șterg un nume din istoricul de căutări, dar s-a blocat pagina și nu a dispărut de acolo. Până și Facebook-ul îmi confirmă din spatele unui geam binar. 0110100100 0110100 0110100 0110100 al Facebook-ului. Că nu pot șterge sentimente cu un simplu X, cu un simplu S. Oricât aș vrea să-mi șterg urmele, reîncerc. Într-o noapte de iarnă, un vânător împrăștie zăpadă peste tălpile lui imprimate și îndreaptă arma spre un cerb, cum nu a mai văzut și nu o să mai vadă. Dar se oprește. Coarnele nu se potrivesc cu mobila de acasă. La cum îmi îngrijesc plantele, mi-e milă de copiii mei. Tot de Ana Oravițan. Dacă viitorii mei copii ar fi plante, ar muri de deshidratare, ar visa în fiecare seară că s-au teleportat în deșert, dar nicio urmă de oază în pământul sfărâmat. S-ar ofili. Pentru că aș fi prea ocupată să muncesc pentru a pune ceva pe masă. O vază, de exemplu. Să-mi iau florile de la școală, să le carg ghiozdanele, altfel le-ar rupe tulpina, să le ajut la probleme cu tabla mulțirii, să le țin corola când vomită în WC cartofi și alte îngrășăminte toxice de la Mac, să le mint că moșul a mâncat toți biscuiții și să mă șoc cu ele, cu păpușile și mașinile, sau de-a grădinăritul, să le spun secretul albinei, să le explic cine mănâncă de fapt biscuiții de Crăciun. Să aștepte mesaje că sunt bine, dar stează greu cu frunzele. Să se uște, să se mărunțească, să se învelească, să se aprindă spiritele și apoi
să se ude cu stropitori, cu apă transformată, să le prind cu minciuna în polen. Să le povestesc când mă întreabă cum era pe vremea ta. Să le cert că nu au grijă de niște bieți copii blocați în ghivece. BPM. Sporadica blândețe a unui felinar intră prin sita murdară în apartamentul cu 4 camere, 2 cu vedere la un câmp gol, 2 cu vedere la fabrica de mașini. Camerele bubuie pe un ritm de Bee Gees. Staying alive e tot ce trebuie să faci pentru a te bucura din plin de aerul plin de O2 și CO2. Noxe în briza de la nocce. Cine a lăsat geamul deschis? Oriunde aș fi, cu oricine aș fi, felinarul singur strălucește din mintea mea o rază a lui, bătând peretele cardiac. Mersi, Ana Oravița. Pe curând, dragilor.